Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vă invităm acum la o conversație pe un subiect, sunt convins că nu vă așteptați. Deci, ceva uluitor, s-a găsit un român atât de mulțumit de călătoria sa cu un tren CFR, deci de stat, nu privat, nici măcar, încât el a decis să șocheze, să contrarieze opinia publică, descriindu-și pe Facebook experiența plină de satisfacții. Deci a mers pe ruta Constanța-Brașov cu trenul și a scris apoi pe grupul de pe Facebook Vacanțe sub 500 de euro următorul lucru. Citez. Recent, spune acest domn, am venit de la mare cu trenul CFR Tomis Express. Am verificat, există Tomis Express. Nu știam că există cale ferată între munte și mare. Adică între Brașov și... Da. Trenul Tomis Express ce pleacă din Constanța la ora 17 și ajunge în Brașov la ora 21 și 23 de minute. Bombă. Eu când văd astfel de minutaje la mersul trenilor în CFR, mi se pare ceva uluitor. Adică, practic, ar trebui ajunge la Brașov ora 21... 24 și ceva. Hai poate ajungem până la 11, da. Bun, revin. Știți că suntem răutăcioși. Da, asta e farmecul nostru, dar omul chiar este mulțumit. Continuă. Au fost 4 ore extraordinare. Trenul curat. Deși am călătorit la clasa a doua. Vedeți ce așteptări mici avem? Trenul curat, deși am călătorit la clasa a doua. Adică, da, în primul rând, faptul că era curat trenul, un tren CFR, i s-a părut omului fascinat, a trebuit să anunțe lumea. Băi, era curat trenul. Poate era nou. Asta e extraordinar a fost. Era curat. De, okay. Și doi, băi, era curat, deși eram la clasa a doua. Adică, lasă, nici măcar nu eram la clasa a întâi, unde e murdar, dar e murdar pe alți bani. Nu, dar oricum ar fi de curat și orice s-ar fi întâmplat acolo și dacă avea protocol, da, zic așa, n-ai cum să-mi spui. A fost 4 ore extraordinare. Eu cred că a fost vișinată. Trenul a oprit în București Nord, predeal Brașov. Aer condiționat, camere de luat vederi, monitoare, mochetă. Moment. Scaune, deci, curate, locuri de bagaje, WC-uri dotate cu ceea ce este nevoie. Ai zis că a oprit în București? București Nord, predeal Brașov. A, deci... Constanța, știam, București... Bine, nu te duce trenul de la Constanța la Brașov. A, nu, colegule. Eu am crezut că da, mă miram, am crezut că au o linie... Da, pe lângă Buzău, așa să fie. Cum? Tunelurile dacice și ești acolo. Iată ce spune domnul continuare. M-a impresionat mult întreaga mișcare CFR care a așteptat toată lumea întârziată să urce în tren, urmând să ne urnim din Constanța la ora 17:10. Eram în Japonia, adio și un praz verde. Așa e scrie dânsul. Da. Deci a fost atât de șocat de faptul că s-a plecat oarecum la timp, încât a scris. Trenul a recuperat cele 10 minute întârziate și sosirea în București a fost la ora inițială a programului. Zici că e Paris-Constantinopole Orient Express. Și vezi că alea 10 minute au fost cauzate de întârzierile pasagerilor și ăștia de la CFR, niște domni au așteptat. Da, neserioși au întâlnit. La București era pregătit să-i primească la ora... Cu flori. La București era fanfară. La fel de mult m-a impresionat și faptul în care călătorii, prin educația dobândită în viață, înainte de a părăsi trenul, își ridicau singur ambalajele, peturi, pungi, ceea ce consumaseră în tren, vagonul fiind păstrat curat. Deci se poate și la noi, poate în unele cazuri este și vina CFR-ului, dar în mare parte vina oare omul care uite să curețe norma lui. Iar biletul dus întors, 143 de lei. Deci, bun, în comentarii unii cred că sunt luați la mișto. Adică, dai, domne. Dar alții spun că au avut și ei experiențe foarte bune cu CFR-ul. Ceea ce, cum să spun, sunt... Ce vrăjitorie e asta? Nu înțeleg ce se întâmplă. E un univers paralel? Eu pot confirma, noi duminică ne-am întors de la Istanbul și eu cu George am luat trenul. Pentru că de ce? Auzisem de trenul. De la Istanbul la Otopeni. La Otopeni, da. Ne-am întors și de la Otopeni i-am zis lui George, bă, zic, hai să, nu aveam nicio, am ajuns la ora 4 după amiaza și zic, nu avem nicio presiune, hai să luăm trenul ca să vedem noi pe viitor, când o fi vreodată prea aglomerat și o să ai nevoie, să vedem care e treaba cu trenul ăsta. Am fost profund impresionat de trenul Otopeni-Gara de Nord. A făcut 30 de minute, 5 lei biletul cu loc, poți să plătești în tren, poți să plătești cum vrei tu. 4 lei. 4 lei era cu loc în picioare de la ți-ai luat tu. Da. Păi de la mea dat, stai un pic. Am apăsat... Era cu loc e 5. Stai-mă puțin, că acolo nu scria pe chestia aia, scria doar start. Ai stat jos? Zafiu, am stat jos, da. Ai stat jos, da. Ilegal. Da. N-am știut. Tu aveai ai luat de 5 lei? De 5 lei am luat. Burghezule. Da. Cert e că a mers foarte frumos, curat trenul. Liniște în tren. Deși era aproape plin. Și am ajuns în 30 de minute în gara de noapte. La Mogoșoaia. Da. La atât că la Mogoșoaia,
stă puțin cam mult, dar cred că trebuie să treacă în sensul al trenul sau ceva, da, știi? Și acolo asta vreo o minută. E singur fir la un moment. Singur fir. 0372069599, să mai avem câteva minute, cred. Mai avem câteva minute. Câteva minute. Da. Prieteni, ce serviciu public din România v-a surprins prin calitate în ultimul timp? Dacă există așa ceva. Nu știu dacă poate să sune cineva și să spună, domnule, eu în România am fost mulțumit de următorul serviciu public. În mod neașteptat. Adică nu mă așteptam, m-am dus cu inima strânsă. Păi și de fapt a fost bine. Nu știu. Tren, administrație financiară, asta, ceva. Cu programări online acum, administrație financiară, așa. Când am vândut Toyota-ul lui tata și a făcut programare și s-a dus, n-am mai stat cum stătea odată 7 ani pe acolo. Există servicii publice în România de care sunteți mulțumiți? Gândiți-vă bine. 0372069599, numărul nostru de telefon, și dați-ne și mesaje. Dacă vreți, 0728 3D1 3D2. Hai să vedem, poate... Și la pașapoarte. Da, și la permise la fel. Ia uite, impresionat de serviciul Carnete Conducere Cluj, îmi scrie. Iată. Val. Lux face, lux mașină. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.